retro, glamour, perle, dramatism, seducție, eleganță, rafinament, Marilyn Monroe, diamante, catifea, într-un cuvânt, old Hollywood. De ce old Hollywood make-up? Pentru că îți reamintește de eleganța adevărată, fiind un look foarte popular printre divele de la Hollywood în prezent. Pentru că am dorit să reinterpretez feminitatea, distinția și șarmul divelor din anii 30-50, adaptând machiajul la perioada actuală. Acest tip de machiaj simbolizează feminitate, atitudine și senzualitate. Poate fi purtat cu succes la o petrecere tematică sau la o cină într-un cadru select. În orice caz, acest machiaj are nevoie de o ocazie specială. Secretul dramatismului și al distinției machiajului retro constă în genele false, tușul, buzele roșii, jocul de lumini și umbre de pe ploape. Epoca retro a fost, fără îndoială, epoca farmecului feminin, a strălucirii. Astăzi, s-au păstrat bazele machiajului în stil retro, dar make-up artiștii și femeile, în general, au devenit mai îndrăznețe. Una dintre cele mai cunoscute celebrități care au adoptat stilul pin-up în perioada anilor 40-50 este Marilyn Monroe. Cu ajutorul unui far cremos am conturat forma sprâncenei, apoi am început să trasez linii fine care imită firul de păr pentru a umple golurile. Am folosit o pensulă asemănătoare celei de rimel pentru a elimina excesul de produs. Să folosesc un corector cremos. Am urmărit forma acestora, pornind din cel mai înalt punct și estompând totul cu ajutorul unui burețel umezit. Bază pentru rezistența machiajului și intensificarea culorilor pe care am fixat-o cu pudră. Am ales să folosesc un far alb pentru a avea o culoare uniformă pe pleoapă.
cu ajutorul unui far piersică, am început să trasez linii chiar deasupra pliului, către interior, degradând culoarea în colțul intern și trăgând culoarea spre exterior. Și volum prin mișcări scurte și ascendente ale pensulei, având grijă să-i stompez bine în partea superioară. Cu ajutorul unui maro, am început să intensific pliul, făcând o trecere ușoară între cele două culori cu ajutorul unei pensule de blending. Am curățat machiajul pentru ca pliul să fie cât mai bine definit. Am aplicat un far negru pe linia pliului, exact la trecerea dintre cel mai deschis far și cele mai închise. Evidenția culoarea ochilor, am aplicat pe toată ploapa mobilă un far de culoarea șampanie. Am ajuns la tuș, un element foarte important în machiajul pin-up. Am început cu o linie fină pe care mai apoi am accentuat-o treptat până am ajuns la grosimea dorită. Pentru a curăța liniile dure, am folosit o dischetă de marchiantă și puțină apă micelară. Am aplicat câteva straturi de mascara prin mișcări de zigzag, pornind de la rădăcină spre vârf. Pentru a crea un efect de luminozitate, am aplicat un far de culoarea șampaniei sub sprâncene și în colțul intern al ochiului.
început machiajul feței prin demacierea acestuia, ulterior aplicând fond de ten. Corector cremos pentru a-mi acoperi imperfecțiunile pe care l-am estompat cu ajutorul unui burețel umezit. Ca să mă asigur că fondul de ten nu se strânge sub ochi, le-am fixat imediat cu o pudră pulbere albă, care totodată îmi va oferi luminozitate în zona ceargănelor. Pentru a crea dimensiune feței, am folosit o pudră bronzantă pe care am aplicat-o cu ajutorul unei pensule plate și pe care am estompat-o mai apoi cu o pensulă pufoasă. Am aplicat sub linia genelor inferioare un fard negru pentru a intensifica privirea. Am aplicat un iluminator imediat deasupra pomeților pentru a-i pune în evidență. Pentru a crea efectul dramatic pe care machiajul pin-up îl oferă, am aplicat gene false. Buzele sunt foarte importante într-un machiaj pin-up. Am început conturarea acestora cu un creion de buze într-o nonță mai închisă decât a rujului, pe care l-am aplicat pornind de la mijloc și trăgând ușor culoarea spre exterior. Pentru ca aplicarea rujului să fie mai ușoară, am folosit o pensulă pentru detalii. Rezultatul este un machiaj corector care recrează pliul ploapei. Acest machiaj este perfect pentru orice persoană, în special pentru cele cu ploapa căzută.